Salutare, prieteni, ne vedem la un episod nou din Car Mechanic în garajul lui Vice. Să vedem ce o să facem astăzi, ce mașini, ce secundă. Parcă muzica asta se aude cam tare, sau așa se auzea și ultima oară, nu mai țin minte. Așa, să vedem ce comenzi putem lua. Avem un... nu știu ce e ăsta. Am zice că n-am... O să mai facem un Fiat Punto astăzi. Acum știu să le rezolv foarte repede. Vreau să ajung să fac garajul cât mai... Cu toate chestiile pe el, să aibă cât toate. Open Repair Order, să vedem ce are mașina. Zice că rubber bashing, spring, deci un arc, o bucșă, sway bar from așa, well hub așa. Normal mode, așa. Bun, dăm move, așa, o punem pe elevator. O punem pe elevator. Urcăm mașina sus. Așa, dăm să examinăm. Deci avem de schimbat brațul ăla. Așa, bun. Deci trebuie să dăm roata jos. Bun. Bine, așa, deci disable, da? Repede. Formula 1, bă, dar ce jante răpănoase are asta. Așa. Trebuie să mai schimbăm și aia, bun. Dăm ăsta jos, dăm ăsta. Piesa stricată. Am scos o piesă stricată. Ce nu-i convine? Și asta e stricată, ruginită toată. Bun. Și ce mai era aici? Așa, să vedem. Ce era acolo? Ceva servo frână, nu știu. Open repair. Spring cap. Ăla e oare spring cap-ul? Așa. Ăla e de ulei, baia de ulei. Nu am treabă. Cred că o să dau comandă de piesele alea. Open. Aha, mai este ceva. Arcurile din spate. Rubber bashing, spring cap. Să dăm comandă de ce avem nevoie. Deci eu acum sway. Și mai întrebă un arc. Nu știu ce arc. Stai că vedem acum. Unde e calculatorul? Vreau să apăs pe space și să sar. Noel, car part shop. Așa. Ce? Am dat alt tab. Vreau să dau alt tab la ăla în calculator. Deci sway bar. Deci am două. Am două. Well hub așa. Ok,
Mutăm. Ok. Stați că nu mai știu de care era. Hub bearing. Ok. Și ce mai aveam? Spring cap. Rubber bashing. Așa, și spring cap. Nu înțeleg de unde vine spring cap-ul ăla. Strângem bine șuruburile să nu-i sară roata la băiat. Punem înapoi discul de frână, plăcute, etrier, strângem șuruburile. Bun, bun, bun. Punem înapoi piesa nou cumpărată. Așa, ce mai era? Ceva prin spate pe aici? Planetara, cred că asta e planetara. Punem roata. Strângem bine șuruburile. Până la capăt, bine, bine, bine. Gata, suntem Gucci. Așa, examine mode. Unde ar fi capacul vieții și bucșa? Cred că în spate o să mă duc. Ia de să dau. Așa. Deci avem bucșa asta. Bun. Roata jos. Jos textila. Jos textila. Bă, dar ce jante răpănoase sau lovitele are, să nu-mi dau seama. Hai că învăț să scot șuruburile. Bang, bang, bang. Aha, deci ăla e spring cap-ul. Bun, 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 bun. Vreau să ajung ca să cumpăr cât mai multe scule în garajul ăsta. Am văzut că poți să faci garajul mai mare, poți să avem. Asta e o piesă stricată și asta e o piesă stricată. Bun, acum dăm assemble, punem înapoi pe sabună, strângem șurubul, suntem Gucci, ne ducem aici, facem așa, punem aici, punem aici, punem capăcelul deasupra, perfect, perfect, perfect. Perfect, perfect, perfect. Așa. Perfect. Strângem șuruburile. Strângem șuruburile bine. Ce mai trebuie? Punem înapoi piesa asta, punem roata. Sunt curios cum cât de repede faci level în jocul ăsta. Perfect. Gata. Putem să ne dăm jos. Dăm mașina jos. Așa. Pot să mă duc la Open Repair Table. Finish job. Am făcut $200. Ok.
Perfect, perfect. Mai preluăm o mașină, următoarea comandă. Bă, dar cât trebuie, deci? Și cât XP am eu? 402. Trebuie să facem multe... multe trompete din asta. Hai să mai facem un... din ăsta, un Fiat Panda. Perfect, să vedem ce are acest Fiat Panda. Front drive shaft, front spring, front... Ok, ok. Ok, ducem mașina pe elevator, abia aștept să le vopsim. Da, băieți, aici o să avem, ce comenzi au mai venit, tot numai prostii din astea, vin multe prostii din astea. Cred că aș mai putea prelua o comandă, sincer. Ia să vedem, pac, să examinăm, arcul ai varză, arcul e varză, aha, ceva la planetară, bun, ca să dăm ăsta jos, nu putem să-l dăm pur și simplu, vai câte treabă, trebuie să dăm, nu, trebuie să dăm roțile jos amândouă, ok, 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 avem treabă. Poate șurubul repede, e Formula 1. Cred că după episodul ăsta o să trec la... la câte 4-5 mașini făcute până ajung să am mașini mai faine de reparat. Zic și eu. Nu știu de ce dau asta jos, dar o dăm jos de-am. Așa. Flanșa. Și ce aveam aici? Doar arcul, bun. Ca să iau arcul trebuie. Mamă, câtă treabă. Câtă treabă degeaba pe un căcat de mașină. Mergem la rata asta. Dar pot să scot arcul? Nu pot să-l scot din prima. Bun. Perfect, 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 scoatem repede. Asta are probleme mari cu planetara. Cu planetara. Vin numai mașini de căcat, frate. Ce nu-i mai convine de asta? Atâtea șuruburi aici. Gata, hai, putem da arcul jos. Dar arcul ăla nu știu dacă era vardă. Bun. O să mă duc aici. Ia să vedem, să vedem întâi ce ne trebuia. Un, stai așa că ăsta e mașina e varză. Deci noi facem ceva ce nu ar trebui să facem aici, cred. Open repair table. Front drive shaft, front spring. Front spring, front drive, shaft, front drive, shaft, 4x4, ăsta. Și ce mai aveam? Mamă, 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 ce mașină varză, câte piese duse are asta. E condusă de o femeie, sigur.
Rear Shock Absorber Cap și Sway Ban. Câte din asta era? A sau B? Cap sau din care? Că nu mai știu. Capacul. Gata. Bun. Asamblăm. Punem piesa bună. Bun. Din șuruburile, da băieți, acum după episodul acesta o să avem câte 4 mașini pe episod ca să putem ajunge cu garajul cât mai departe. Că în felul ăsta garajul lui Vice nu o să ajungă niciodată cu episoade de câte o mașină sau două. Sprea e nimic aproape. Strângem șuruburile. Strângem șuruburile, punem marcul, punem așa, strângem șuruburi, așa. Bun, punem rata. Strângem șuruburi. Perfect. Cred că în partea asta am terminat. Ducem și în partea asta în artă. Bun. Ar trebui să-mi angajez un om care să strângă șuruburile în locul meu. Nu, scoatem caca, piesă caca. Nu punem piese stricate la oameni. Plăcute de frână. Bun. Așa, ce-ar mai trebui? Arcul ăsta. Bun. Perfect. Capacul de sus. Perfect. Ținem șurubul. Cred că am luat o piesă greșit, dar o să o ținem. Strângem bine. Bun. Ia să văd. Open. Îmi trebuie sway bar. Sway bar. Rear end link. Sway bar. Așa. Și mai era ceva. Alea sunt în spate, un fel de bucșe în spate. Rear Shock Absorber. Și eu în inventarul meu? Ăla-i. Bun, să vedem ce trebuie să mai dăm în jos aici. Examinăm. Aha. Deci, e flanșa asta. Care o să monteze foarte ușor. Bun. Trebuie să mai fie ceva. Și ca să ajungem acolo. Da.
dar nu știu, nu cred că altfel n-am cum să ajung la... E așa, e un fel de bucșă pe dracu. Tot felul de trom. Bun, bun. Bun, 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 bun. Și acum pot să dau asta jos? Da, perfect. Perfect, asamblăm piesa nouă. Strângem șurubul bines. Mergem aici. Strângem, 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 strângem. Bun, 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 bun. Bun, punem plăcuțele de frână. Da, băieți, asta e ultima mașină din acest episod. O să începem să facem cât mai multe episoade, pentru că acum mă așteaptă Pepsi. Mă așteaptă Pepsi să jucăm Ark Survival. Voi o să vedeți episodul acesta după ce... După ce am jucat cu el Ark Survival. Da, mașina este gata pentru client, un client, încă un client s-ați făcut. Dacă vă place seria de car mecanic garajul lui Vice, vă rog frumos să apăsați butonul de like. Vă mulțumesc foarte mult, băieți. Ne vedem în episodul următor. Încă $700, cea 5. V-am pupat. Vă aștept în episodul următor. Pa, pa.